Bine v-am găsit! Astăzi valorile termice vor continua să crească, dar vremea se va menține încă rece pentru mijlocul lunii martie. În prima parte a zilei ne vom bucura din plin de razele soarelui, care își va face apariția în cea mai mare parte a țării. Însă treptat, cerul se va înnora, la început în regiunile vestice și sudvestice, iar noaptea și în restul regiunilor. Temporar, îndeosebi spre sfârșitul intervalului, pe arii în general restrânse, în Banat și Crișana va ploua, iar în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali vor predomina ninsorile. Cu totul izolat vor fi condiții de polei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 13 grade. La munte, valorile de temperatură vor mai crește ușor și pe parcursul zilei ne așteaptă și multe momente însorite, pentru că cerul va fi variabil. Din a doua parte a intervalului însă vor începe să se adune norii și local, în masivele vestice, va ninge și vor fi și condiții de polei, iar vântul va avea unele intensificări pe creste. În Ceahlău va fi cel mai consistent strat de zăpadă, care va măsura 118 cm, iar ca temperatură se vor înregistra minus 3 grade. În Păltiniș vor fi 5 grade, în Poiana Brașov, în Predeal și în Sinaia vor fi 4 grade, în Semenic se vor înregistra 2 grade, iar la Stâna de Vale sunt așteptate 7 grade. În capitală astăzi vremea va fi frumoasă, cu mult soare și temperaturi în creștere, care vor ajunge până la 12 grade. Însă nu ne vom bucura prea mult de această atmosferă de primăvară, pentru că de mâine vremea va deveni schimbătoare. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată să aveți!